Dar eu nu vreau să intru în discuția asta, pentru că poate să fie subiectiv. Dar a compara Bucureștiul cu Brăila e o distanță oarecare. Eu vă spun, de exemplu, sectorul 1, sectorul 3 nu luau pur și simplu taxe de gunoi, de niciun fel. Și a venit Curtea de Conturi și trebuie să dea acum nu știu câte sute de milioane înapoi, pentru că nu e în regulă. Deci au fost niște opțiuni, au fost niște opțiuni pe care le-au avut dumneavoastră la un moment. Al doilea lucru, iarăși, dacă vreți, lucrăm cu cifre și cu date. Ordonanța despre care se vorbea legea 100 din 2016 a fost dată în aprilie. Dacă în mai, iunie, eu am făcut demersuri respective la nivel național și prin parlamentarii noștri și prin minister. Dacă la nivelul acela normele metodologice apăreau exact când trebuiau să fie, că 90 de zile norme metodologice. Noi aveam acum operator unic, aveam 7 luni de zile în care se putea face licitația. Au dat normele metodologice în ajun de Crăciun. Ca să termine un subiect. Pentru stația de epurare, stația de sortare. Noi, județul Brăila, a făcut demersul pentru că firma care a câștigat era o firmă în insolvență. Și am făcut demersul la nivel de București, e insolvență, nu se poate să facă. Nu, n-aveți voi, n-aveți, mergeți înainte, că firma o să facă treaba. Discuții 2015. Și a mers înainte. Și firma nu a făcut. Ar fi trebuit să avem azi stații de sortare. Apropo de ce au făcut autoritățile locale. Nu a fost la nivelul municipiului discuție, a fost la nivelul județului, că județul a gestionat această problemă. Dar asta nu înseamnă că suntem în cunoștință de cauză. Deci, dacă lucrurile astea ar fi funcționat așa cum trebuie, azi am fi avut și operator unic, am fi avut și stații de sortare. Și discuția ar fi fost pe alți parametri. Nu știu pe ce dimensiuni, dar pe alți parametri. Deci, lucrurile astea trebuie să văzute, analizate, discutate. Nu mai vă zic de ce răspunsul ați primit de la operatorii care au încercat diverse lucruri și nu ne miște.